O ultimă întrebare. Cum rămâne cu conflictul și cu tot scandalul? Care e poziția noastră privind toată povestea cu Cristina Neagu și toată polemica care a fost? Despre Cristina Neagu eu nu am ce să spun. Este o handbalistă formidabilă. Dar atâta timp cât eu merg la meci să-mi susțin echipa de fete și noi nu înjurăm în țările de handbal și suntem ca un magnet, am propulsat handbalul românesc la un nivel foarte mare. Noi, Galeria Rapidului. Aici vorbesc de Galeria Rapidului. Și domnișoara Cristina Neagu ne înjură de mor și de familie, atunci dați-ne voie și nouă să ne permitem și noi niște înjurături, cum am mai spus. Niște înjurături fără organe genitale, fără familie, fără morți. Au fost niște înjurături frumoase din punctul meu de vedere. Care toată presa din România au pus tunurile pe noi. Da. Dar noi, cum v-am mai spus, le ducem pe toate, nu avem nimic. Nu este un război pentru noi. A fost o vigilie așa, mass-mediei pe Galeria Rapidului. Au crezut că ne vor dezbina, dar din păcate sunt mulți prezentatori TV pe care chiar o să mă duc duminică la târg să le cumpăr niște bazmale de alea, să le trimit broboade de alea de sațe, să le trimit cât o broboadă cadou. De ce? Așa că au făcut un subiect în acest mini-conflict. Au făcut un subiect săptămânal. Bine, au fost toate tunurile pe Galeria Rapidului. Subiectul, domnul, da, domnul Ungurean, să-mi dea și mie dreptul la replică, dar din păcate uite că poporul, că nu răspund la telefoane, că... Uite că vi-l dau eu acum. Păi da, și v-am spus, o respectăm pe handbalista Cristina Neagu, dar în contextul în care ea ne înjură de mor și de familie, atunci e și normal ca și noi să o înjurăm pe ea. Dar chiar s-a întâmplat asta? V-a înjurat Cristina Neagu? Păi, dar sunt filmări. Vreți să vă trimit eu filmarea acum? Da, trimiteți-mi-o, da. Haideți că vă trimit eu filmarea, să vedeți. Bine, după ce închidem discuția, chiar vreau filmarea să o văd. Sigur, vă dau eu filmarea de la meciul din Giulești, de anul trecut. Mai încet aici, în studio, mai încet, că țipă prea tare. Da, așa, nu, ziceți dumneavoastră, eu vorbeam cu regia. Deci filmarea este din Giulești, de la meciul din Giulești, când ratează de la 9 metri la minutul 25, parcă, minutul 25 și puțin. Dar o să vă trimit filmarea. Așa, și înjură Galeria Rapidului? Da, 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 păi chiar și prezentatorul Digi TV spune în direct că e slobă de la gură sau ceva de genul. A contat și că este fan al FCSB-ului declarat? Nu, chiar deloc. Nu amestecăm handbalul. V-am spus, noi la handbal suntem un magnet, atragem la handbal, vin și copiii noștri, și mamele noastre, și soțiile noastre. Noi la handbal am eliminat orice cântec care conține cea mai mică urmă de înjurătură și ați văzut și dumneavoastră diferențele cum jucăm noi la Liga Campionilor și fiecare meci de handbal cu porțile închise. Și vin toți oamenii la handbal. Am creat ceva atât de frumos în care nimeni nu vorbește despre aceste lucruri, dar nouă ne place să spunem că noi petrecem duminicile în familie. Da, apropo de asta, am văzut că până și ungurii v-au lăudat. Țineți minte, au fost materiile alea când ați făcut curat după meci. La meciul de la Giorgi. Am fost personal în sală acolo și a fost o normalitate ceea ce am făcut acolo. Când am fost primiți în Ungaria cu un deosebit respect și toată lumea s-a purtat cu noi extraordinar, era normal ca și noi să ne arătăm respectul și să ne purtăm la fel. Bun, și ce va urma la următoarele meciuri? Cristina Neagu va avea parte de același tratament? Nu, pentru noi nu. Nici nu mai vrem să discutăm despre domnișoara Neagu, că am văzut că s-a victimizat prea mult. Noi vedeam în teren o luptătoare, o tigroaică adevărată, cum se dă că joacă la echipa tigroaicelei, la echipa primăriei acolo, la CSMP sau cum se numesc. Dar din păcate eu sunt dezamăgit de atitudinea ei și a lui Basilică, că s-au victimizat în ultimul hal. Bun, și nu era normal. Adică la ce s-a întâmplat în sală să ne victimizăm în halul ăsta și să... A doua zi să mergem la meciul lui Dinamo și să ne înjure, să ne facă țigan și la fel, să ne înjure de mor și de familie și să ne tragă în toate direcțiile. Nu mai vreau să comentez că... Bun, și deci nu o mai băgați în seamă la următorul meci? Nu o să mai înjurați? Nu, pentru noi a devenit persoană non grata. Nu cunoaștem nicio Cristina Neagu. Am înțeles. Bine, subiectul a fost foarte mare pentru că și ea e o handbalistă uriașă. De-aia subiectul a fost foarte mare. Păi da, dar în contextul în care tu ne înjuri de morți și de familie, la ce te aștepți din partea noastră? Să venim să-ți dăm flori? Poate că da. Poate că la asta se aștepta. Păi nu suntem masochiști. Noi suntem oameni normali. Nu am înțeles. Deci persoana non grata, subiect închis cu Cristina Neagu pentru Galeria Rapidului. Pentru noi subiect închis, exact. E în regulă. Ce să vă zic? Vă țin pumnii în play-off. Doamne ajută. Eu cred că o să... Eu cred că având... în imnul nostru, în celebrul nostru imn, da, noi avem o strofă în care să câștige cel mai bun. Eu cred că voi, având o echipă de bărbați adevărați, eu cred că o să fiți o nucă tare în play-off. Asta e părerea mea. Și noi la fel, suntem convinși de acest lucru. E regulă. Mulțumesc mult, domnul Ungurean. Și eu vă mulțumesc. Zi bună. La fel.